Bine, știu. Cine e rahat mai e și ăsta? Înainte să spui, se crede Ray William Johnson, ăla de la doza de hash sau Mircea Badea, o să răspund la câteva întrebări. Te crezi Ray William Johnson? Nu. Te crezi ăla de la doza de hash? Nu. Adică, pe bune acum. Te crezi Dani Oțil? Dani Oțil? De ce treabă are Dani Oțil? De ce să mă cred Dani Oțil? Adică, am eu ceva în comun cu Dani Oțil? Seamăn cu el? Da. Serios acum. În clipul ăsta foarte scurt, o să vorbim despre muzică la modul cât se poate de general. Încep cu o piesă de la noi, dincolo de cuvinte, Smiley și Alex Velea. Au rupt cu piesa asta number one peste tot, versuri sincere, inspiraționale, melodia te prinde, e fix ce trebuie. Îmi place. Place, place, place. Și clipul, dacă te uiți, e foarte sincer, cu cadre de la ei din concerte, fără regii, de la ei de la studiouri, e foarte natural. Ei, și atunci ce aș putea avea eu cu piesa asta? Mă uit la Smiley și râd, acum totul pare hilar. Nu vreau să fiu o găinușă, adică un cârcotaș, pentru că sunt coțofană, dar hilar înseamnă, care se referă la hil, aparține hilului, adică un termen medical. Ce voia Alex Velea să spună este hilar, care înseamnă vesel, amuzant, nostim, hazliu. De ce spune hilar? Din engleză, de la hilarious. Ok, nu zic că este o super greșeală, poate că și eu am făcut-o, dar pe mine nu m-au auzit milioane de oameni. Piesa asta are peste 7 milioane de vizualizări pe YouTube, a fost peste tot la radio, iar milioane de oameni folosesc cuvântul greșit. Isn't that hilarious, my friend? George Mihail Pruteanu în documente, da? Și aici o spar o poză cu Pruteanu. Merg mai departe cu două jucăușe care au scandalizat planeta, Miley Cyrus și Rihanna. Prima a filmat vara asta clipuri pentru piesele We Can't Stop și Wrecking Ball. Lumea s-a scandalizat pentru că e mai mult goală și foarte vulgară. Vulvară! Dar asta pentru că ea e asociată cu Hannah Montana, foarte mulți copii urmăreau serialul, părinților le teamă că ea este un model și ei să nu-i urmeze calea, bla bla. Eu unul nu am urmărit Hannah Montana, așa că în momentul în care am văzut clipurile am fost destul de... Mamă, ce bună e asta! Rihanna, în ultimul timp și ea cam luat-o razna, în turneul de anul ăsta, Diamond World Tour, a apărut beată pe scenă în Portland, a întârziat vreo două ore la concert în Danemarca. În Danemarca. Iar la Birmingham a lovit un fan cu microfonul în cap. Acum a scos și ea un clip la fel de vulvar ca ale lui Miley pe piesa Pour It Up. Ambele fac în clipurile lor twerking. Cum i-aș explica eu unuia care nu știe engleză, fără să-i arăt, ce înseamnă twerking? Chestia asta la modă, cu datul din fund, și m-am gândit să găsesc un cuvânt în română. A se cățeliza. Acțiunea de a se freca cu fundul de un falus virtual, precum căței în călduri care fac dragoste cu piciorul stăpânului. Pe mine atât m-a dus capul, dacă găsești și tu un cuvânt în română care să traducă twerking, îl aștept într-un comentariu. Ăsta a fost primul episod Coțofan, mersi pentru like-urile și share-urile voastre. Eu sunt Sebastian Coțofană, iar voi sunteți pupați. Punct.